Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a avertizat asupra riscului tot mai mare de transmitere a bolilor prin ciupiturile țânțarilor, iar virusul West Nile este tot mai întâlnit. Ce trebuie să știți? Mic ghid pentru toți cei care vor o vară ferită de neplăcerile provocate de țânțari. Până când educația pentru sănătate va fi predată în toate școlile din România, este bine de știut. Sunt 5 semne de alarmă care impun prezența de urgență. Febră ridicată, însoțită de durere de cap intensă, vărsături, stare generală alterată, sensibilitate crescută la lumină, apărută la 2-8 zile după înțepătura de țânțar. Este necesară spitalizarea pacientului și tratarea cu medicație intravenoasă. Nu există tratament specific pentru virusul West Nile. În cazul formelor de severitate medie, 1 din 5 cazuri ce evoluează cu febră, cefalee, grețuri, vărsături, dureri musculare și articulare, urticarie, starea pacientului se îmbunătățește cam după 7-10 zile. Prevenția rămâne cea mai bună alternativă. Cum se transmite virusul West Nile? Principala cale de transmitere la om este prin înțepătura de țânțari. Virusul nu poate fi transmis prin contact fizic, atingere sau sărut. Transfuziile pot fi o sursă de infecție. Practic orice persoană, indiferent de vârstă, înțepată de țânțari, este predispusă la infectarea cu virusul. Probabilitatea ca o persoană să se îmbolnăvească de la o singură înțepătură este totuși redusă. 90% dintre cei infectați nu prezintă simptome. Manifestările pot fi diverse, de la cele asemănătoare unei simple răceli până la semne de meningoencefalită, relatează știri pe surse.ro.